Corina Creon, avertisment sumbru de la Strasburg, sunt în pericol de a fi pierdui 800 de milioane de euro. Corina Creon, comisar european pentru politic regional, a fost invitat la emisiunea BEU, unde a vorbit despre programele cu fonduri europene din România, problemele cu care se confruntă țara noastră, ce măsuri vor fi implementate în acest sens. Anul 2017 a fost marcat de progrese importante în ceea ce privește programele cu fonduri europene în România datorită faptului ce au fost acreditate instituțiile de management și control, au fost îndeplinite o serie de condiționalități. Dar rămân foarte multe lucruri de făcut, e un an crucial pentru România, a spus Corina Creon, la Antena 3. Avem această problemă legată de programul operațional regional, unde sunt în pericol de a fi pierdui 800 de milioane de euro, care trebuie cheltuit până în decembrie în acest an. Întrebat ce trebuie să facă România pentru a nu pierde acești bani, Corina Creon a spus că din august 2017 am discutat cu serviciile mele și am agreat să propunem autorităților române schimbarea programului operațional regional, astfel încât să dăm posibilitatea extinderii de eligibilitate. De exemplu, ce trei localități mai mici care nu aveau posibilitatea să acceseze fonduri europene și să merim fondurile pentru localitățile mari. O altă măsură pe care noi am identificat-o e o măsură care se aplică în Slovacia și în Cehia. Experii notri au fost săptămâna trecut la București, urmează să analizeze acest concept de a se da vânchiere pentru cetățeni pentru eficiența energetică a locuinelor, a celădirilor. Serviciile mele evaluează ce vor fi salvate 200-300, până la maxim 400 de milioane de euro prin acest schem de vânchiere. Autoritățile române încearcă să identifice proiecte retrospective care au fost peletite cu alibani. Tii ce am mai făcut acest lucru? Autostrada Soarelelui sau Centura Timioarei. Am ajuns la această sumă de încheiere a programului în jur de 90. E o sumă care poate varia în funcție de deciziile din instant, a mai spus Corina Creon.